Ne aflăm astăzi, 7 iunie, la Fundulea, în județul Călăraș, la cea de-a doua ediție a expoziției în câmp Agriplanta. Timp de 4 zile, fermierii se pot întâlni aici cu producătorii și distribuitorii de inputuri pentru agricultură, pot vedea loturi demonstrative la principalele culturi agricole și, de asemenea, pot participa la demonstrații în câmp cu mașini și utilaje agricole. Ne vedem la Agriplanta! În perioada 7-10 iunie, fermierii din toată țara sunt așteptați la Fundulea, în județul Călăraș, pentru a trece pragul celei mai mari expoziții agricole din sudul țării. Pe întreaga durată a evenimentului vor avea loc manifestări conexe destinate vizitatorilor de toate vârstele. În prima zi, fermierii, expozanții și reprezentanții Ministerului Agriculturii vor dezbate pe marginea politicii agricole comune, în cadrul întâlnirii fiind prezentat stadiul actual al negocierilor pentru perioada 2014-2020. Foarte multe firme expozante, cu 23% mai mult decât anul trecut, 120 respectiv numărul expozanților de anul acesta, peste 15.000 de metri pătrați suprafață netă de expunere, la care se adaugă zona de demonstrații, îi așteaptă pe toți cei interesați, fermieri, autorități, instituții publice, să vină să vadă oferta foarte bogată a expozanților, de asemenea să participe la evenimentele organizate în cadrul târgului Agriplanta. Multe, multe demonstrații cu mașini agricole la zona de prelucrare a solului, la zona de protecție a plantelor. De asemenea, cei interesați pot să vină să conducă tractorul, să-și arate abilitățile în zona tractor și tractorist. De asemenea, multă genetică pe parte de semințe, protecția plantelor, fertilizanți, alături, desigur, de firmele care expun mașini agricole. Târgul se desfășoară până în data de duminică 10 iunie, programul de vizitare fiind între orele 9 și 18, la Fundulea, cum spuneam, ca o orientare pe autostrada Soarelui A2. Noutăți față de anul trecut este vorba în principal pe partea de demonstrații. Tombola vizitatorului nu este o noutate, dar anul acesta avem foarte multe firme care oferă premii interesante și noi sperăm ca vizitatorii să fie impresionați, să participe în număr cât mai mare. Anul trecut am avut în jur de 5.500 de vizitatori, anul acesta sperăm într-un număr mult mai mare, având în vedere că și expozanții, numărul expozanților a crescut și practic partea de promovare a crescut proporțional și expozanții contribuind foarte mult la promovarea evenimentului. Pentru 8 iunie, Biocrop organizează seminarul cu tema Cultura rapiței, o experiență românească, iar pe 9 iunie, Bayer va lansa produsul Junta 4. De asemenea, sunt programate zilnic demonstrații comentate cu mașini agricole în acțiune pe o suprafață generoasă. Dintre temele anunțate se detașează tehnici moderne pentru protecția plantelor, demonstrație cu mașini de erbicidat testate în condiții de câmp pe teren accidentat. În cadrul evenimentului cu tema Lucrările solului și semănat, va putea fi realizată prezentarea în lucru de mașini agricole pentru tehnologii convenționale, minim de lucrări și semănat direct.